just spend one more minute here. Șeful guvernului român s-a întâlnit cu viceprimarul orașului Shenzhen, prima zonă economică specială din China, care se bucură de politici specifice pieței libere, oferind un mediu propice investițiilor străine. În ultima perioadă, creșterea economică a Chinei a încetinit. Încetinirea aceasta s-a produs în Shenzhen încă de acum 10 ani. De la o creștere anuală de 20-25%, am ajuns până la 15% în acest an. Am pierdut practic 10% începând cu 2010. Respectând această rată a scăderii, credem că în următorii ani se va ajunge la 8%. Se conturează un nou tip de dezvoltare economică a Shenzhenului în următoarea perioadă. I-a răspuns Tang Ji, premierului Ponta. Printre măsurile pe care intenționează să le ia, a menționat creșterea nivelului producției și diversificarea acesteia, construirea de noi școli și modernizarea educației. Viceprimarul a subliniat că și măsurile de protecție a mediului constituie acum o prioritate importantă pentru zonă, dat fiind poluarea severă cu care se confruntă regiunea. Acum, una dintre punctele noastre de acțiune vizează reducerea nivelului de carbon, adică protecția mediului. Începând de acum 30 de ani, din dorința de a dezvolta industria, am neglijat într-un fel aspectul protecției mediului. În acest fel, tot ce înseamnă factor de poluare chimică a crescut foarte mult. Nici nu trebuie să mai amintim numărul de localități și orașe afectate în acest moment de o poluare severă, a spus el. Premierul Ponta s-a declarat conștient de provocările pe care le generează dezvoltarea economică și a susținut că experiența Shenzhenului este utilă pentru toată lumea. Ne dăm seama că această dezvoltare economică extraordinară ridică și alte provocări, dificultăți. Apreciez modul în care vă gândiți la dezvoltarea infrastructurii, în primul rând la educarea celor tineri și a celor care vin să muncească aici și la investițiile pentru protecția mediului. Sigur că cel mai important la început este dezvoltarea economică, însă fără condiții de viață mai bune, fără educație mai bună și fără protecția mediului este dificil în viitor. Considerăm că această experiență economică de dezvoltare a Shenzhenului este utilă pentru toată lumea și, văzând cum ați gândit investițiile în educație, în mediu, sunt convins că Shenzhenul are în continuare un viitor pozitiv, a afirmat Ponta. Domnia s-a evocat istoria din ultimii 30 de ani a orașului care, dintr-un sat de pescare, a ajuns o metropolă cu peste 5 milioane de locuitori. Am auzit cu toții despre istoria extraordinară a orașului și despre dezvoltarea extraordinară, în special prin investițiile economice și prin companiile care sunt aici. Din acest motiv, în aceste zile de vizită, am dorit să fim aici la Shenzhen cu toată delegația pentru a întâlni autoritățile locale și pentru a vizita trei dintre companiile dumneavoastră importante. Avem proiecte economice importante cu toate cele trei și sperăm că relația de colaborare dintre România și aceste companii să evolueze, a afirmat Ponta. Șeful guvernului a mers la sediul central al furnizorului de echipamente și servicii de telefonie Huawei din orașul Shenzhen, în sudul Chinei. În România, filiala Huawei are 380 de angajați, dintre care 100 chinezi. Premierul Ponta are marți întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping și premierul Li Keqiang. Premierul efectuează în perioada 26 iunie-3 iulie un turneu asiatic, care a mai inclus Azerbaidjan, Kazakhstan și Uzbekistan.